Din păcate, nu o să vorbesc despre Bellevue astăzi, am fost invitat să vorbesc despre un subiect care nu face foarte mult, despre profit în situații de criză. În opinia mea, criza este o noțiune care se află astăzi în mintea noastră, introdusă picătură cu picătură fiecare zi de către mijloacele mass media. Ce ne facem? De exemplu, profetul crizei, Nuriel Rubini, spunea acum câteva zile că urmează un nou val de criză, criza are formă de W, urcăm, coborâm, ne așteaptă vremuri grele. Warren Buffett spunea că nu urmează nicicum o a doua criză în următorii 3 ani. Pe cine credem? Ce ne facem? Sunt multe business-uri, cunosc foarte multe business-uri neafectate de criză, dar business-uri în care managerii reacționează total stupid. Având ca o motivație, e criză. De exemplu, sunt mulți care nu plătesc, nu-și plătesc facturile la timp, pentru că e criză. Așa e la modă. În timp ce business-ul merge foarte bine. Nu vreau să dau niște soluții generale valabile. Ce o să vă spun acum câteva minute alocate, sunt practic chestiuni care eu le aplic în business-ul meu. Problema la noi, la rând, pornește în primul rând de la atitudine. Trebuie să avem o atitudine proactivă. S-a dovedit și în sport și în business că ne lipsește atitudinea pozitivă și optimismul practic. Este important să nu lași lucrurile pur și simplu să se întâmple. Trebuie să fii creativ în business, fă ceva să te reinventezi business-ul. Creativitatea poate face minuni în business. Caută niște neexplorate, dezvoltă afaceri paralele. Nu sta într-un singur picior, sprijină-te tot timpul pe două picioare. Caută să ai un backup la vremurile care vin. Anticipația mi se pare factorul cel mai important în reușita unui business. În condiții de criză, anticipează pe termen scurt și mediu evoluția pieței, în primul rând. Studiază foarte bine piața în care evoluezi. Studiază concurența. Fă tot timpul inventarul concurenților cu care te lupți în piață. Trebuie să știi întotdeauna care sunt concurenții, studiază-le produsele. De asemenea, trebuie tot timpul să anticipezi modificările legislative sau măcar să fii foarte bine informat. Din păcate, la noi, în România, modificările legislative sunt foarte mult influențate de politic, deci e bine să fim informați. Reacționează adaptându-te. Redimensionează-ți tot timpul compania la nivelul pieței. Nu fii oversize. Adaptează-ți portofoliul de produse la cerințele pieței, renunță tot timpul la produsele lest, regândește produsele locomotive cât să faci profit și nu mai volum cu ele. Optimizează-ți gestiunea stocurilor, nu te lăsa încărcat de furnizori. Îmbunătățește-ți cash flow printr-o politică strictă de vânzări în privința încasărilor. Chiar dacă concurența ta lucrează ca acum 5 ani, aruncând bani în piață, fii foarte strict în politica încasărilor. S-ar putea ca peste un timp să rămâi singur în piață. Focusează-ți cheltuielile de reclamă strict pe segmentul de clienți căruia te adresezi. Nu face reclamă în general. Sunt bani pierduți degeaba. Nu face investiții riscante. Taie fără milă din cheltuieli. Chiar dacă vorbim de cheltuielile personale și ale managerilor de vârf, nu-ți fie frică că dintre oameni importanți afară nu vor veni alții. E verificat că orice om important din firmă este înlocuit cu o vreme de altfel, care poate să devină la fel de important. Cel puțin pentru management. Verifică potențialii parteneri sau proprietarii afacerilor noi în care intri. În ziua de astăzi sunt foarte multe, așa zise, oportunități. E foarte bine intrarea într-un business nou să o faci
cu verificări a business-ului, dar și a celor cu care te intri în business. Nu crede în tunuri. Dacă am trecut vremea tunurilor, urmează vremuri, da, mai grele, cu mai mult de muncă. Ferește de afaceri care pe hârtie arată un profit irealist. Practica arată întotdeauna diferit. Nu te lăsa 100% pe mâna contabilului sau avocatului. Pentru deciziile importante, verifică tu însuți că este legal ceea ce ai gândit să faci, citește legea aplicabilă. De asemenea, nu reacționa în business după conturile fiscale sau juridice aflate la o bere. Verifică legea aplicabilă. Muncește mai mult. Da, sunt vremuri grele. Trebuie să muncim mai mult. Astăzi, față de acum 5 ani, muncim poate de 5 ori mai mult ca să facem de 5 ori profit mai puțin. Dar s-a dovedit științific că nimeni nu a murit de câștig puțin. Și trebuie să vă spun că ca să aveți succes, trebuie să aveți ceva noroc. Mulțumesc!